O soră mai înaintată în vârstă mergea la adunare. Să străduia, să meargă la adunare și trebuia să treacă un deal, așa știți cum e la noi în România, într-o localitate, într-un sat, trebuia să treacă într-un alt sat unde erau frații acolo și se rugau, era adunare. Și sora respectivă, într-o după masă, când a fost la adunare, a auzit din Cuvântul lui Dumnezeu care spune că orice vă rugați Domnului cu credință, Domnul vă va da. Și frații au spus din Cuvântul Domnului că dacă te rogi Domnului ca muntele acesta să se mute mare, se mută. Cum aia cum trebuia să treacă un deal în fiecare duminică și așa, seara când a ajuns acasă după adunare, s-a gândit dacă la adunare v-a zis să ne rugăm orice Domnului, că Domnul va face, s-a gândit că să se roage Domnului ca dealul care trebuia să-l treacă ea de câte o mergea la adunare, să se facă în șest. Seara s-a rugat Domnului, era într-o căsuță așa în marginea localității și au zis, Doamne, fă ca dealul acesta pe care eu, de câte ori mă duc la adunare, trebuie să-l trec și este greu când sunt înaintat în vârstă, fără să se facă în șest. Și s-au culcat. Dimineața când s-au sculat, curioasă sora acum ce s-a întâmplat, merge uită la geam, dă pe geam și se uită și zice, am știut eu că nu se face șest. Aș dori ca Domnul să ne binecuvinteze, să cerem Domnului după voia Lui, ceea ce ne rugăm. Și El este gata să ne și rezolve problemele. Amin. Am trecut prin valuri grele, prin furtuni și prin buton. Am strigat spre cer, spre stele, te-am chemat în ajutor. Am crezut că m-ai uitat, am crezut că m-ai lăsat, dar Tu, Doamne, m-ai mai bun ca oricura. Am crezut că m-ai uitat, am crezut că m-ai lăsat, dar Tu, Doamne, m-ai vegheat, că mai bun ca oricura. Iar atunci când disperam, mi-ai adus vindecarea, arătându-mi slava Ta. Mi-ai vorbit cu vocea plângă și mai mângâia duios, m-ai scăpat de grea stângă, numai Tu, Doamne Iisus. Mi-ai vorbit cu vocea plângă și mai mângâia duios, ai scăpat de viață, ai trecut Iisus Hristos. Azi eu stau în fața-i crucii și îți spun, din groapa reșea morții, numai Tu, Doamne, m-ai scos. M-ai luat de mâna dreaptă, m-ai scăpat de tot ce rău, m-ai încat.
Dumnezeu.